La doi pași de tumultul orașului a fost amenajată o oază de liniște, relaxare și bună dispoziție. O cafenea socială. 4 din cei 5 angajați sunt persoane cu dizabilități. Este un început de drum pentru mine. Abia aștept să fac cafeluțe din septembrie și acum mă pregătesc să încasez produsele pentru oameni. Mihai este reporter al emisiunii Fără Prejudecăți de la TVR Cluj, iar acum învață să prepare cafea. Îi place să lucreze și să învețe lucruri noi. Cafeneaua socială este proiectul de suflet al lui Lucian Butnaru. Norocul și binecuvântarea mi l-au adus în cale pe Mihai. Mihai e un tânăr cu sindrom Down și am rezonat foarte tare cu povestea lui, pentru că și eu, în procesul ăsta de a face o cafenea, am vrut să mă angajez într-una și mi-a fost destul de greu. În sensul că până nu am mers la o cafenea și nu am zis că vin să lucrez o lună gratis, nu am putut să intru să-mi desfășor activitatea într-o cafenea. Mesajul este simplu, trebuie să privim dincolo de dizabilitate, așa cum fac și angajații cafenelei care arată că vor și pot să reușească. Aș dori ca în primă instanță să organizăm un atelier de stimulare multisenzorială în care persoanele văzătoare vor experimenta viața prin întuneric. Mă bucur că sunt persoane cu dizabilități care au curajul și chiar încearcă și asta e dovada că chiar pot și reușesc. Este o inițiativă foarte frumoasă. Știm că este unică în România. Sunt foarte puține întreprinderi sociale în general. Cafeneaua socială este mai mult decât ceea ce se vede. 90% din profitul obținut este destinat susținerii unor proiecte sociale.